Astăzi, când Ucraina, țara care în plin război cu forțele de ocupație rusă, marchează ziua independenței, fruntașii socialiștilor și comuniștilor au mers alături de ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, la complexul memorial Eternitate. Cu flori și steaguri sovietice, aceștia au marcat ceea ce ei numesc împlinirea 79 de ani de la eliberarea Moldovei de naziști. De dimineață, liderii blocului comuniștilor și socialiștilor Vladimir Voronin și Igor Dodon, împreună cu simpatizanții acestora și ambasadorul Rusiei la Chișinău, au mers în coloană la complexul Memorial Eternitate, unde au depus flori. Evenimentul a fost comentat de Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, unde a scris că operațiunea Iași-Chișinău a fost una dintre cele mai mari și mai acebre operațiuni militare din timpul Marelui Război pentru apărarea patriei, aceasta fiind o formulare utilizată doar de Moscova. Ulterior, Dodon a oferit un interviu pentru agenția de presă RIA Novosti, controlată de Kremlin. Сколько я себе помню, всегда здесь и на мемориале Вечности, в Шерпенах, всегда люди приходили сюда. Поэтому я уверен, что этот праздник будет отмечать. Ulterior, Dodon, Voronin și Vasnetsov au mers la complexul memorial Capul de Pod Șerpeni, unde au ținut discursuri privind semnificația evenimentului. Cei prezenți au adus 10 de steaguri pe care a fost imprimat simbolul Uniunii Sovietice, Securea și Ciocanul, interzis în mai multe țări. Precizăm că doar în istoriografia sovietică, 24 august 1944, a fost consemnată drept zi a eliberării Moldovei de către armata sovietică. Potrivit istoricilor, după operațiunea Iași-Chișinău în sudul Basarabiei și în partea centrală, s-a instituit un regim de ocupație al Uniunii Sovietice. An de an, partidele proruse de la Chișinău marchează ceea ce ele numesc eliberarea de sub fascism și de sub ocupație română.